Arsenal Malu este campion al Ligii a 4-a fotbalistice și va reprezenta județul Giurgiu la barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Mălurenii au învins în finală formația Vântul Florești după o primă repriză echilibrată și o repriză secundă în care floreștenii au cedat fizic. Arsenal Malu, Vântul Florești, scor final 4-0 după golurile marcate de Mihai Danciu de două ori, Silviu Radu și Mario Gheorghe câte un gol și câștigătoarea cupei județene devine și campioana județului. Un meci frumos, un meci dinamic, un meci cu ocazii, un meci greu pentru ambele echipe, o finală în adevăratul sens al cuvântului. Până în minutul 60, cei din Florești într-adevăr au ținut piept cu brio echipei noastre și chiar ne-au pus probleme. După minutul 60, din punctul meu de vedere, ei au căzut fizic, iar la noi s-au văzut antrenamentele regulate pe care le facem. Îi felicit pe jucătorii și pe cei din stafful echipei din Florești pentru că au ajuns până aici. Îi felicit și pentru meciul pe care l-au făcut împotriva noastră, dar în teren cred că am câștigat pe merit. Ca și în semifinalele play-off-ului, când partidele de pe stadionul din Bolintindeal au stârnit interes, finala a fost urmărită de sute de spectatori care s-au putut bucura de un fotbal de calitate. A fost un public frumos, un public care și-a încurajat sportiv favoriții, mai mult cei din Florești, fiind mai aproape de stadionul pe care s-a jucat. I-am avut și noi pe cei de la Malu care au făcut eforturi deosebite să ajungă și le mulțumim pe această cale că ne-au însoțit și așteptăm sâmbătă de la ora 18 să ne susțină și în barajul pentru promovarea în Liga 3. Spectacolul fotbalistic nu se oprește aici pentru că Arsenal va disputa în sistem tur și retur barajul pentru promovarea în Liga 3, întâlnind campioana capitalei Progresul București. Partidele sunt programate în următoarele două sâmbete, prima întâlnire fiind la Malu. Prima partidă va avea loc la Malu pe stadionul nostru de la orele 18 sâmbătă, iar cea de-a doua partidă, următoarea sâmbătă, în București, bănuiesc că pe stadionul IMGV, acolo unde și-au desfășurat cei de la Progresul București meciurile de acasă, dar datele se mai pot schimba până atunci, dar vom anunța cu siguranță din timp acestea. Sarcina pregătirii echipei pentru partida de baraj și alcătuirea lotului revine în exclusivitatea antrenorului Andrei Nemțescu, cel care de altfel s-a ocupat și cu studierea partidelor echipei adverse. Aici cred că trebuie întrebat antrenorul cum vede partida cu Progresul. El i-a urmărit pe cei de la Progresul, știe mai bine. Eu nu știu ce să vă spun, nu cunosc echipa respectivă decât din, așa cum spuneam și în emisiune, decât prin prisma faptului că e o echipă foarte veche și încărcată de istorie și care merită tot respectul nostru. După 4 ani de existență în Liga a 4-a, Arsenal Malu a disputat anul acesta a 5-a finală. 2014 mălurenii au câștigat Cupa Județeană, anul trecut au fost campionii județului și au pierdut finala cupei, iar anul 2016 a adus formației Arsenal Malu și cupa și campionatul.